Agenda 2030 a fost adoptată în 2015 de către 193 țări membre ale Organizației Națiunilor Unite. Parlamentul României și-a asumat decizia și a avut o declarație politică de implementare a acestui lucru în anul imediat următor, iar din 2017 există în Guvernul României, subordonat direct primului ministru, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Noi, de fapt, răspundem de implementarea Agendei 2030, care este 17 obiective, 169 de ținte, e mai tehnic, mai complicat, dar dacă începi să analizezi, sunt și lucruri mai simple care țin de atitudine, țin de ce fel de viață ne dorim, ce facem noi cu viața noastră, să avem o viață și individual mai sănătoasă, să trăim mai mult, să fim mai fericiți, de ce nu, dar trebuie să facem ceva. Fiecare unde este. Dezvoltarea durabilă desemnează totalitatea metodelor de dezvoltare socioeconomică, care se axează, în primul rând, pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice și elementele capitalului natural. Pilonul economic de dezvoltare durabilă are la bază nevoia de garantare a unei creșteri economice pe termen lung de care să beneficieze cetățenii României. Noi, Consiliul Județean, am elaborat și implementat, așa cum spuneam, pentru perioada 2014-2020, strategia de dezvoltare economică socială, iar acum avem programarea strategică în ceea ce privește strategia de dezvoltare a județului Dolj 2021-2027, care are ca scop devenirea principalului instrument de planificare și de orientare a investițiilor atât pentru instituția pe care o reprezint astăzi, pentru administrațiile publice locale, pentru alte categorii interesate, pentru mediul privat, unde, v-am spus, colaborăm foarte strâns cu tot ce înseamnă mediul privat, pentru mediul universitar sau pentru mediul non-guvernamental. Prevederile Agendei 2030 a trebuit să ne uităm la strategia veche din 2008, și să o armonizăm cu obiectivele Agendei 2030. Astfel, strategia adoptată în 2018 are și ea, la rândul ei, 17 obiective de dezvoltare durabilă. Obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă sunt stabilite pe mai multe categorii. De exemplu, pilonul social al dezvoltării durabile are ca principal beneficiar populația și crearea unei societăți echitabile definită prin echilibru și solidaritate, unde justiția și pacea socială se află într-un mediu prielnic. În ceea ce privește mediul, proiectul prevede reducerea riscurilor și măsurarea impactului asupra mediului a activităților umane și economice.